M-au dat afară. N-au venit fetele de la machiaj, de la freză, de la, cum se cheamă, hairstyling. Acum vreo două luni n-am mai avut loc de muncă și a trebuit să-mi caut o nouă activitate, un nou loc de muncă. Și inițial am plecat cu o energie bună. Am zis, ok, mă pricep la ceea ce fac, trebuie să fie cât de cât ușor. N-a fost neapărat așa ușor, nu ne-am plăcut, au fost multe interviuri, ei pe mine, eu pe ei. Ideea este că după două luni de zile a intervenit o frustrare. Simțeam că aveam nevoie să mă angajez. Problema este că am analizat un pic această nevoie, această frică, frustrare, cum o fi, și am ajuns la concluzia că frica nu era de bani, pentru că nu era cazul, aveam cum să mă susțin câteva luni de zile, ci mai mult dorința sau nevoia de un rost. Și de acolo mi-a plecat mintea să mă gândesc ce mă definește pe mine, ce ne definește pe noi ca oameni. A fost interesant să descoper că pe mine mă definește rostul, utilitatea, dorința de a fi util și de a face ceva cu un rezultat finit, final, descoperind că, de fapt, cam asta ne definește pe noi bărbații. Utilitatea, rostul de a fi cumva de folos celor din jurul nostru. Pe femei le poate defini altceva, poate familia, poate și... Asta e altă discuție pe care o putem avea altă dată. Deocamdată vorbim despre mine în principiu și despre bărbați în general. Dorința de a fi util te definește nu prin neapărat să te duci la un loc de muncă, ci într-un mod capitalist, ci și în cadrul familiei, în cadrul, nu știu, comunității. Indiferent cât de mult s-ar deschide acest cerc, trebuie să fim, să ne simțim că am făcut ceva și că este un artefact din mâinile noastre. Am întrebat într-un clip acum vreo săptămână și ceva, ce vă definește pe voi? Și am primit un răspuns de la un urmăritor că pe el, în momentul de față, îl definește faptul că dezamăgește pe cei din jur. El a fost foarte exact și, mă rog, așa scos, bănuiesc o nemulțumire în față, dar exact. Dar este exact ce spuneam mai devreme. Îl definește, de fapt, rezultatul activității sale. Îl definește cât de util e pentru cei din jur și ce poate să facă pentru cercul lui, restrâns sau extins. Cumva îmi confirmă ceea ce credeam și oricum mă bucură să văd că, de fapt, nu ne definește
nici școala, nu ne definesc nici banii sau avuția, nu ne definesc până la urmă nici prietenii și cu atât mai mult din ce aș putea să spun eu pentru mine, nici familia. Mai mult sau mai puțin, aceste lucruri nu sunt alese de noi. Dar în schimb, activitatea noastră, acțiunile noastre, ce putem face cu mâinile, cu capul, cu eul nostru, cu noi înșine, pot fi definitorii ca oamenii să zică, uite, omul ăla e asta. Omul ăsta a făcut asta, omul ăsta reprezintă un concept și a ajutat cumva, o să zic, mare societatea. Nu trebuie să căutăm nici o slujbă importantă, adică importantă, nu știu, cu un grad mare de nivel social, la modul ce ești, sunt avocat, sunt... Nu, trebuie să găsim activitatea respectivă care ne împlinește pe noi. Dacă eu îmi doresc să fiu fierar, nu este absolut nimic în neregulă cu asta, chiar cu atât mai mult poți face o meserie care te împlinește pe tine. Dacă tu ești împlinit cu ceea ce faci, este prin munca ta, prin inventivitatea ta și prin dăruirea ta. Nimic altceva nu am putut găsi care să fie doar o valoare intrinsecă. Cum am spus, prietenii, da, vorba cuiva, prietenii nu ți-i alegi, într-un mod ironic. Da, poate adevărat, prietenii nu ți-i alegi, prietenii sunt o obișnuință a celor din jurul tău și cumva îți devin prieteni. La prieteni poți să renunți în cazul în care tu nu te mai regăsești printre ei. La prieteni poți să fii cumva forțat sau forțați în jurul tău din cauza mediului. Nu te definesc neapărat. Poate să te definească ulterior pentru că nu ai ales tu să-i elimini sau să-i alegi pe cei sau să-i filtrezi pe cei buni. Dar nici măcar familia nu te definește. Ce ai ales tu în a avea părinți, unchi, mătuși, nu știu, orice? N-ai ales nimic, nu te definești acest lucru. Tu poți fi diferit față de ei într-un sens bun sau într-un sens rău. În schimb, ce faci tu zilnic, cât de util ești tu ție, în primul rând, și ulterior, cum am spus, cercurilor din jurul tău, din ce în ce mai extinse, sunt doar alegerea ta, sunt doar munca ta, este doar despre tine. Deci lucrul ăsta te definește cu adevărat. Se spune că ești ceea ce mănânci, corect, poți fi ceea ce mănânci, dar de multe ori și de cele mai multe ori, ești ceea ce faci. Stăteam lunile astea în care nu am muncit și m-am gândit că frustrarea nu vine de la faptul că nu mă duc la un loc de muncă, ci la faptul că în lunile astea nu am putut să-mi găsesc un rol, un rost. Nu era vorba de faptul că nu fac bani, pentru că puteam, de exemplu, nu știu, dacă visam să nu știu, să iau un tuk-tuk și să car turiști prin oraș. Dacă asta visam și asta simțeam nevoia să fac, puteam să nu fac niciun ban.
dar îmi dădea o împlinire, pentru că cel puțin încerc să creez ceva, încerc să aduc un plus valoare. Nu banii erau problema, ci efectiv activitatea și acțiunea mea. Mai avem un pic de urcat până în vârf, unde facem pauză și unul la vale. Pe partea cealaltă, pe piciorul cealaltă. Pot să merg mai departe, ca să înțelegeți că nu e vorba despre efectiv bani și avere sau status social. Nu am deocamdată, să zicem așa, nu am de muncă acum. Îmi permit să am o perioadă de de pauză și mă dedic unui hobby. Mă dedic mersului pe munte și te duci și te regăsești acolo. Ajuți oameni, te duci să fii salvat mult. Nu știu, nici nu contează, repet, nu partea financiară e vorba, ci rolul, rostul tău, în engleză îi spun purpose, da? Deci ce scop ai tu în viață. Te împlinește foarte mult să știi că tu nu ești bătut de vânt, că deși se spune că cimitirul e plin de oameni de neînlocuit, pot să spun că fiecare om de acolo a fost unic în deșteptăciunea lui, în prostia lui. Deci cumva poate să fie momentul în care să spunem că suntem de neînlocuit atât timp cât facem ceva, atât timp cât încercăm să construim ceva. Am mers prin pădure, am mâncat afine, merge pe vârful Zănoagei, o sâmbătă perfectă. Ceea ce vă doresc și vouă. Bă, frumos e aici. E ușor de ajuns. Cum să stai acasă? Cum să stai în casă? Puteți să vă luați și telefonul cu voi. Vă uitați la niște episoade din opinie semi-preparate. E păcat să stați în casă. Stați aici, vă puneți în fund. Vă uitați la... poate chiar la acest episod. Având în vedere că nu este vorba despre etica muncii și cum e bine să muncești, că nu asta spun, ci chiar dimpotrivă, vreau să, nu știu că ar fi bun, opriți-vă din ceea ce faceți și dați-vă timp, și că nu toată lumea își permite, dar măcar câteva ore pe zi sau câteva ore pe săptămână, dați-vă timpul ăsta să vă gândiți dacă ceea ce faceți acum este bine. Vârful Zănoagei. Încă n-am găsit Zănoaga, dar vârful l-am găsit. Răsuflu așa, zici că sunt a 2000 de metri. Și asta e un refugiu slash WC-ul, nu știu ce. Și crucea aferentă vârfului. Și priveliștea aferentă vârfului. Și o să spui bine, și dacă nu e ceea ce îmi place să fac, nu mă împlinește, sau ceea ce mă împlinește pe mine nu mi-aduce bani, ce să fac? Aici nu știu să vă spun. Aici nici eu n-am găsit răspunsul la această întrebare. E de datoria fiecăruia să gândim și să vedem dacă efortul nostru, energia noastră e pusă unde trebuie. Nu am venit să vă dau un răspuns. Am venit mai mult
să vă ridic o întrebare. Aici trebuie fiecăruia. Și îmi pare rău că nu pot să vă ajut. Încă nu m-am putut ajuta nici pe mine. Dar de asta suntem aici. Să gândim, să ne ajutăm reciproc, să găsim celebrul, deja, secret al vieții. Poate măcar, dacă nu există un secret al vieții, va exista un secret personal pe care suntem datori să-l găsim. Niciodată nu-i prea târziu. Poți să ai 25 de ani sau 80. Cred că ne va ajuta. Foarte bun. Brânza s-a încălzit peste noapte și în ghiuzan s-a topit așa. Deci cum mănânc brânză topită. Nu, e topită, da. Nu la foc. Mă, ce bună ești. Dacă îmi zicea cineva să fac o cruce aici, la cât de departe și cât de multă să care la asta, eu aș fi făcut o cruce. Dar brânza e bună, rău. Acelele aici sus, ale cuie, ca să zic așa. De nebună, o fac până aici, dracu' până ea. Eu cred că tot deasă. Eu lasă 14 de ani. După aia zice iarba atunci. Uite de-aia. Valea Doftanei, vârful Zănoaga, să nu ratați. Extraordinar.